Așadar, continuăm cu lecția 10-a, în care tot despre cifra 10 o să discutăm. Acum, mă duc la momentul foarte, foarte important. Nu că celelalte au fost neimportante, dar ăsta mi se pare esențial. Discuții în jurul lui 10. Da? Discuții în jurul lui 10. Că am văzut ce importanță este. Se face o 10, se ia de la început, ia se face o 10, ia se ia de la început. Da? Cifra asta, 10, e cifră de aur, să zicem așa, nu? Nu e cifră Pantone. E obosit. Pentru că ne și, mă iertați că mai spun și prostii, am spus că vorbim despre numere, da? Deci este vorba de numărul 10. Este scris acolo și eu sunt cifră. Nu, n-am voie să spun prostii. Acum, dacă aș fi fost copii în fața mea, i-ar fi spus, nu-i bine, domn profesor, ce faceți? Cum spuneți despre cifră că nu-i număr? Cifrele au fost cele pe care le-am desenat până la 9. 0 până la 9. Deci sunt 10 cifre. Pe baza lor construim numele acum. Ne tot îndepărtăm de la 0 spre dreapta și tot ne ducem, indicând că n-am completat o 10, adăugăm la cele dinainte 10-le și mărim cu unul numărul 10-ilor, da? Cu o 10. Și în final ne putem duce până ajunge la 100, 10 de alte 10, 10 de alte 10 înseamnă 100 și urmă luăm. La început, până când complet, o dată 100, încă o dată 100, și 200, și mai departe. Deci, numărul 10 este cel care creează mie o stare de bine și vreau să ne insist spre el. Așa, dar, interpretez lecția asta, discuție despre numărul 10. Discuție despre numărul 10. Nu pot să mă, după ce am văzut cât de bine îmi prinde reprezentarea, pornesc și eu cu reprezentarea până la 10. Deci 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și în sfârșit 10. Și acum, din cine se compune numărul 10? 10 este egal cu 1 plus 9, care e egal cu 9 plus 1. Da? 10-le se compune 1 plus 9 sau 9 plus 1. La 9 plus încă 1, fac 10. Ori 1 plus 9, că aici sunt 9. Da? Tot 10-le se compune din 2 plus 8, care face 8 plus 2. Vedeți, egalul poate fi și din stânga și din dreapta. Tot 10-le se compune din 3 plus 7, care e egal cu 7 plus 3. Deci, 7 plus încă 3 fac 10-le, da? Adică 10 se compune din 7 și 3. Sau 3 și cu 7. 3 plus 7, da? Tot 10-le se compune din 4 plus 6, care înseamnă 6 plus 4. Da? Tot 10-le înseamnă 5 plus 5. Care egal cu 5 plus 5, n-ar să mai spun și invers. Aici, acum insist și spunem că 10 minus 1 egal cu 9, și tot așa devine 10 scăzut 9, face 1, da? Adică 10 minus, din tot 10 a scăzut pe 1 și am dat peste 9, iar dacă din 10 scad pe ăstea 9, dau peste 1. Fiindcă 1 și cu 9 făceau 10, când scad pe 1 din ei, dau peste celălalt. Dacă din 10 am scăzut pe 1, îmi dă 9, dacă din 10 scad pe 9, îmi dă 1, celălalt membru al adunării. Din 10, dacă scădem pe 2, face 8. Iar din 10, dacă scădem pe 8, ne dau cu 2. Dar materializăm aici, insistăm, poate asta e important lucru să fac și eu. Din 10, dacă scădem pe 2, dăm două segmente înapoi, am dat peste cifra 8. Deci m-am dus înapoi două segmente, am dat peste 8. Iar din 10, dacă scădem pe 8, adică este 8 segmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
rămân 2. Da? Dau peste cifra 2. Din 10, dacă scădem pe 7, pe 3, hai să zic, da? Pe 3 face 7. Iar din 10, dacă scădem pe 7, egal cu 3. Din 10, dacă scădem pe 4, egal 6. Iar din 10, dacă scădem pe 6, egal 4. Din 10, dacă scădem pe 5, egal 5. Și din 10, dacă scădem 5, face tot 5, n-are rost să mai insist aici. Deci aceste lucruri făcute pe asă, ai și adunare și scădere, creează un confort. Îi creează un confort lui, copilului. Pentru că nu o să credeți, dar așa se va întâmpla. Când zice 8 plus 2, ori el spune 8, că știe pe degetele 5 cu 3 fac 8 și plus 2 fac 10. Iar când spun din 10, el are și deja mânuțile, degetele, 10 scăzut 2, eu rămas 8. El știe asta și cu 3 de aici fac 8. Da? Deci se face această legătură între cifrele abstracte și reprezentarea valorică a lor. Prin corespondentul acesta, fie pe segmente pe dreapta, fie cu degetele. Numai acest lucru trebuie să-l eliminați complet din modul lor de a gândi. Faptul că o scăzut din 10 scade 2 și cât i-o rămas începe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu. Nu. Pentru că aici e 5 totdeauna. Nu mai stai pe gânduri. Și din cealaltă a dat pe 2, a rămas 3, rapid. Și 5 cu 3 a făcut 8 pentru el. Deja, eu repet altceva în condiția asta. Și că 8-ul se compune din 5 cu 3. Deci, iată, se ascunde și treaba asta în curise. Nu degeaba începem cu jocul ăsta, cu cifrele 2, 3, 4, 5, 8-ul. Că iată, când ajung la 10, se bazează tot felul de manevri pe ceea ce știam înainte. Da? Deci multă grijă. Insistăm până când avem convingerea că lucrurile sunt foarte clare. Foarte clare. Deci, această treabă făcută cu atenție creează o bază solidă pentru tot ce înseamnă operațiile de peste 10. De ce ai insistat de mult? Mai citeam mesajele voastre, dragilor, și mă încântă. Asta e și motivul pentru care acum, în loc să mă duc să joc table, să fac și eu altceva, se apropie ora 7, duminică după amiază, eu m-am venit la 17 km de la Bacău până aici și fac așa ceva, pentru că este starea mea de bine. Așa cum spuneau cei care au luat bacalaureată, care, mă rog, îmi mulțumesc, îi spun, domnul profesor, în afară de faptul că comunicați și informați, comunicați și un anumit comportament, o anumită stare. Adică, atitudinea se schimbă complet. La copii e mai greu să o perceapă. Dar ei, dacă reușesc, Doamne ajută, vă rog să-mi mai scrieți mesaje de cum ar trebui, ce ar mai trebui făcut, ce credeți voi ca noi să reușim. Deci în demersul ăsta v-am prieteni pe toți cei care sunteți părinți, bunici, învățători, și să veniți cu inițiative ca să putem reuși ca acest șir de lecții, povestea cifrelor și a numerilor să continue și după aceea să începem să formulăm probleme. Fantastic! Într-o livadă sunt atâția meri. S-au uscat atâția din ei. Da? Câți au mai rămas? Păi începem probleme frumoase. Dar după ce avem mecanismul ăsta de formare a numerelor, cifrelor, junglăm cu ele foarte ușor. Nu putem să ne apucăm de partea aceea de sus, pentru că de vreme nu avem temelia pusă. De aceea insist. Dragilor, deci până în 10, care sunt două numere prietene care fac 10? Așa trebuie. Care sunt două numere prietene ce completează o 10? Așa cum vedeți. 1 cu 9. 2. Am jucat cu Maria un joc în sensul ăsta și m-am bucurat foarte tare când după ce și-a adunat punctajul, joc foarte, foarte frumos. Cum ar fi chestiunea asta pe o tabletă, să pun acolo tot felul de numere, în sfârșit se așează, se perză pe linie, pe orizont, pe verticală, pe orizontală
Și la sfârșit se vede cine a câștigat. Și acum zici, nu mergi la mine și la tine, Maria, că eu nu mă descurc aici. Și începem cum? S-a zis să facem 10-a. Asta urmăream eu. 10-a. Că pe urmă să urmărăm 10-le. Da, foarte important. Și 10-a zis, uita aia, păi 10-a din 5 se vorba. Vedea un 1 și un 9, 10. Un 2 și un 8, 10. Un 3 și un 7, 10. Vedea un 7, un 2 și un 1. Nu avea 3-ul. Dar 2 și 1 face 3 și zice, pot să pun așa toate? Da, Maria, da, corect. Apoi, 2, 2, 1, într-un 5, și avea un 5. 2, 2, 1, 4, 5 și cu 5, 10 ani. Deci, formarea 10 aici. Așa v-aș propune să jucați acasă cu bunicii, mai ales că aveți mai mult timp. Faceți pe cartonașe cifrele astea. 3 de 5, 4 de 2, 7 de 3, nu știu câți vreți acolo, în sfârșit. Și spune, hai să adunăm numerele astea toate. Cum? Mai întâi facem de al de 10. Și când nu mai avem de al de 10, atunci începe marea problemă. Ai 2 de 7 și nu mai ai niciun 3 ca să faci, niciun 2 și un 1. Ce te faci? Rămâne problema pe care trebuie să o studiem. 7-le ăla să-l tăiem în două. Un 3 și un 4. 7-le care îl aveam neatins, îi lipim lângă el 3-ul. Faceți acest joc. Și ai făcut 10-a și 4-le s-a rămas. Și acum îl dăm deoparte. Poate mai găsim pentru el un 6. Și 6 era acolo, dar nu se putea lipi cu altcineva. Deci să zicem că v-a rămas un 7. Și faceți așa fel lucrurile. 2 de 7 și un 6. Păi pentru 2 de 7 și un 6, spui, păi, ce grea problemă. 6, câte ar mai trebui să facă 10? Un 4. Plus 7, câte ar mai trebui? Un 3. Hai, pe 7-le ăsta să rupem în două părți. Nu în părți egale. 3 și un 4. Desemnați pentru 7-le acela un 3 și un 4. Uitați așa, așa face. Deci, după ce ați desemnat, aveți un 7, un cartonaș. Mai aveți un 7, tot un cartonaș. Foc 10 de acelea toate. Și un 6. Da? Spuneam mai devreme. Și un 6. Și spui așa. Mă, 7-le lui 7 ar trebui un 3. Dar n-am 3. Atunci e ridicat o problemă lui. Și ce facem? Nu avem un 3. Și 7-le ăsta e trist. Că și lui mai trebuie un 3. Atunci ar fi varianta. 6 ăsta. El își amintește că 6 egal cu 3 plus 3. Și atunci în loc de 6 facem două cartonașe mai mici de 3. Și altul de 3. Și 6-le ăsta cu 7, 3 și cu 7 a făcut un 10. De 7-le acesta. La care lipim pe 3 cartonașul și am făcut un 10. Iar 7-le acesta, la care lipim celălalt 3, am făcut un 10. Și atunci suma asta, 7 cu 7 și cu 6, iată, fac 20. 2 de 10. 2 de 10. Și el numără așa, 10, 20, 30. E minunat. Minunat. Dragilor, pare pentru toate lucrurile care sunt normale pentru noi, pentru ei sunt descoperiri. Încercați să trăiți bucuria descoperirii lucrurilor acestora deodată cu ei. Sigur că aici mai aveți și șansa asta. Pe 7 să rupem, cum spuneam mai înainte, într-un 3 și respectiv într-un 4. Și 4 s-a duce aici și a făcut altă variantă, da? Altă soluție, să zicem, altă soluție. 7-le acesta plus lângă el 3-ul și ai făcut o 10. Și 7-le ăla, plus un 4 lângă el, cartonul cu 4, și ai făcut un 10. E, asta este perioada următoare de lucru cu numere ce depășesc pe 10. Când rup pe ăla. Deci, practic, ce am făcut, ce adunare am făcut? 7 plus 7 plus 6. 7 plus 7 plus 6. Mă credeți? Ajung copiii și în clasa
a 6-a, a 7-a și au greutăți aici. Vă spune unul care, mă rog, a pipăit situațiile acestea. Da, greutăți. 7 și cu 7, că fac 13 și cu 7 fac 20, nu-i deloc clar. Pentru că el nu are mecanismul ăsta. Nu are mecanismul ăsta. 7 și cu câte ar metri pentru 10? 3, de aici. 7 și 6. Puh, ce frumos. Dacă 7 și 7 fac 14, el trebuie să știi tabla mulțirii cum față, nu? 7, 2, 14 și cu 6, 4 și cu 6 fac 10. Dar aici a aflat, aici e baza, jos. Da? Aici toate, tot secretul. Ia să vedem timpul. Da, 15 minute. Dar eu cred că și mă și opresc, am și obosit. Într-adevăr, nu știu, închei spunându-vă așa. Dacă voi, cei care aveți copii pe mână, pentru că părinții, vieții de ei sunt frământați de fel de fel de lucruri, veți încerca să trăiți starea de bine aceea pe care o am eu atunci când comunic ceva din tot sufletul, din toată, cu toată dragostea mea, din tot sufletul meu. Atunci ajunge la copil, ajunge, de care schimbarea tonalității, făcut tot felul de lucruri, deci astea. Ei, atunci, azi, cât trebuie ca lumina să ajungă și la sufletul lui, da? Lumina informației pe care tu o dai. Ce să vă spun? Mă bucur că trăiesc starea asta de bine, când reușesc așa, nu? Deci după o perioadă de tot tatonări, tot mă gândesc, băi, cum să fac, cum să continui, ce să fac? Se produce o încărcătură care este în stare de explozie, ca o încărcătură, atâta se explode, și trebuie să viu să fac lecția. Și trebuie să văd cum îmi organizez. Și în aceeași timp imaginez că am copii aici în față și pot dialoga cu ei. Acestea sunt lecțiile mele care le-am făcut acolo când am pornit pe spatele grazului. Și iată acum proiectul ăsta, tot așa, în dărăpărăturile astea care sunt aici, la stupină. Cred că, iarăși, mă aflu într-o situație fericită. Chiar spuneam astăzi cuiva că fac apicultura cea mai modernă, că pentru că pe aici, pe undeva, mă plimb cu mașina, nu? Și stupii stau, cum îi vedeți, aranjați. Iar eu fac toată treaba asta cu ușurință. Fără mașină nu m-aș putea descurca, mai ales în perioada asta, când o ramă lăsată pe margine înseamnă să atrag atenția, să produce furtișagul și dramatic. Acum este perioada cea mai grea de lucru la stupină. Ai deschis stupul, au sărit vecinile, mirosul din interior le atrage atenția și se produce furtișagul, care este o mare, mare problemă. De cele mai multe ori acesta se produce datorită neatenției și greșelilor pe care apicultorul le face. Ei, iată că eu aici fac chestia asta, nu? Cu apicultură modernă, cu deplasarea mașinii printre. Și aici am tabla, da? Nu mai ajungeam la spațiul respectiv, acum între timp spațiul respectiv vrea să-l vândă și am rămas fără spațiu. Așadar, cei care mă pot ajuta, Băcăoane, bineînțeles, și pot să intervină, iată, nu vă ascund, și financiar mi-e greu, foarte greu. Tot ce înseamnă efortul ăsta fizic îl fac cu mare drag. Financiar mi-e greu pentru că eu, știți, mă aflu și în poziția aceea de a fi părăsit. N-am vrut eu să părăsesc în 2008, ci datorită ideilor mele și datorită stilului acesta în care am spus nu corupției. Primii pași a corupției sunt față în școală. Este o dramă ce se întâmplă. Noi cădem de la o zi la alta. Vedeți miște învățământul groparii sistemului de pe prima pagină și vedeți, se înțelege care mi-a fost revolta și de ce s-a ajuns aici. Iată, sunt 8 ani de zile când stau pe margine și fără nicio sursă de venit, și asta e destul de greu. Un confortul mi-a asigurat așa de cât de cât de acum puțin au înțeles o perioadă asta și americanii și
Da, mă rog, ușor înțeleg acum când copiii intră și văd că fac niște lucruri interesante. Ei au parcurs perioada asta, dar acum, văzându-mă câtă dragoste mă plecă și asupra ăstor mici, implicit asupra nepoțelilor mele, pentru că eu știu sigur, ei n-au timp să o facă și n-au nici așa pricepere. Dacă eu fac de o viață treaba asta, sigur că, iată, acum am coborât la nivelul ăsta, să o fac pe învățătorul de început ăsta, care îi comunică noțiuni de cifre, e nemaipomenit. Pentru mine este o zonă fascinantă. Credeți, mă simt extraordinar. La revedere!